Cu lacrimi în ochi, o mamă îmi spune: am pierdut o persoană dragă, n-am știut că un nivel mare de colesterol îți pune viața în pericol. Da, dragii mei, din păcate, România se află pe locul 1 în Europa în ceea ce privește numărul de decese cauzate de afecțiunile cardiace. Deși în fiecare zi auzim în mass media mesajul de interes public pentru o viață sănătoasă, evitați consumul de zahăr, sare și grăsimi, totuși tentațiile dulci ale reclamelor, graba, obiceiurile proaste sau poftele ne fac să le ignorăm. Biscuiți, pizza, hamburger, shawarma, asezonate cu o băutură răcoritoare, toate acestea au început să facă tot mai mult parte din viața noastră, dar mai ales din viața copiilor, adolescenților sau tinerilor. Principala problemă cu aceste alimente este că au un conținut ridicat de grăsimi dăunătoare organismului, alături de glucidele din zahăr și făina albă. Aceste combinații alimentare oferă un număr mare de calorii, duc la creșterea colesterolului și prezintă riscuri pentru sănătatea vaselor de sânge, favorizând apariția aterosclerozei. Ateroscleroza este o boală care apare ca urmare a depunerilor pe pereții interne a arterelor a unor depozite de substanțe grase lipidocolesterolice și săruri de calciu care formează plăci de ateroame. În paralel cu aceste depuneri, are loc sclerozarea pereților arterelor care devin rigizi și își pierd elasticitatea. Boala debutează încă de la 20-25 de ani și evoluează în tăcere o perioadă variabilă de timp. Este un proces lent care se poate dezvolta ani de zile fără niciun simptom și duce la îngustarea arterelor care transportă sângele oxigenat de la inimă către celelalte organe ale corpului. Ateroscleroza poate cauza infarct miocardic acut, accident vascular cerebral sau alte afecțiuni cardiovasculare. La microscopul în câmp întunecat, deseori se pot vizualiza cristale de colesterol și sau acumularea unor particule cu conținut de grăsimi și fire de fibrină. Prezența acestora ne indică indirect existența proceselor aterosclerotice în vasele sanguine. Cu cât vom descoperi aceste dezechilibre mai timpuriu și vom face schimbări în stilul nostru de viață, cu atât șansele noastre de a ne proteja inima și a ne prelungi viața sunt mult mai mari. Ai grijă de sănătatea ta, chiar dacă te simți sănătos!